Deci, în primul rând, vreau să înțeleg absolut o gratitudine. Și atecerapii nu vrea să fie continuatoarea rapidului. Rapidul este la tribunal. Atecerapii este ca o variantă de relevă. În caz să vrea domnul să iasă cum trebuie și să scape de faliment rapide sa, atecerapii se va dizolva și va deveni satelitul rapidului. Da, în același timp vreau să spun că era un termen, un timp de un an de zile care nu puteam sta pe loc. Deci tot ce vă se dă în lume, sau nu vă se dă în lume, nu puteam la ce face terapie, pur și simplu nu aveam unde veni. Dar nu este de vreme în sensul că fac asta cum să dar să îndrețeze tot de acum dacă după ei și să te vadă pe timp? Nu, nu este de vreme în fantasticului, totul este posibil. Poate să vă găsim un investitor, pe care le așteptăm și încă să aduc pregătirea. Și atunci, lucrurile vor intra pe un fărăș și normal și probabil tot cu bani românesc se va dezvăța în felul de oameni. Că nu se poate la Google, tot spun, la Google la tribunal, de mai bine la mentele ATC-ului, pentru că la Google la tribunal, nu este un conflict aici. Nu, nu este niciun conflict. Așa cum am spus, da, la Google este la tribunal. Acolo este. În momentul vă dau cătorele, judecătorele se dă prin activă, rapidul este la tribunal. La același timp, rapidul e în inimile cătorele. Noi nu putem lăsa rapidul să dispară. Noi, cei de la ASC, în primul rând, ținem, încercăm să ținem spiritul disciplinei viu. Am înțeles. Este o discuție foarte bună. Am văzut că da, sunt foarte mulți lucruri care încă sunt teoretici. Sunt în general am zis că o medie cam de 800.000 de spectatori la meciurile de pe bilet, iar în deplasare se zic 300-400. Sunt foarte mulți lucruri indecisi, repet, și bineînțeles așteaptă și hotărârea tribunalului. Mulțumesc! Trebuie să vină pe teoretici. Pentru că avem la îndevăr, noi acceptăm pe toți subiectele deschise. Dacă vom aduce cu toții că se rapid ESA. Asta ce este fondatoarea rapidului ESA. Și că acum, ziceam, când rapidul a ajutat în putere europene, pe biletul de metri se aduce rapid de ce merge. Exact, exact ce este. Din păcate, înainte de rapid București au fost multe inițiale. Ba, este ce, ba, este ce, ba, este ce. Noi, cu toți minim, avem rapid. Nu, nu, nu este important. Pentru noi, nu avem rapid. Pentru a fi foarte mai bine, arată de rapid, vreți să cunoaște o evoluție.
100% o evoluție pozitivă. Nicolae Vasile, Vasilati, în Finlanda, a fost dat acolo ca jucătoare, pe care, bineînțeles, a fost să termine campionatul în Olandria, în Turci, m-a întrebat dacă se poate antrena și el cu noi. Eu am introdus 100% la Tidele, este o mare campionat, să vedem să facă antrenamente alături de copii. Dar dacă vă informați despre fotbalul din Finlanda, da, am spus în primul rând că este mult mai mult să studiez ca test. În al doilea rând, să vă zic, mă refer la toate capitolele, nu mai la jucători, și la conducere, și la abiatea și echipe. Vreau să zic că în România, să nu se vezi noi? Cred că câteodată sunt semne, că George, din păcate, dar sunt foarte, foarte talentați. Pentru că știm cu toții de mai multe fel de noastre continuă la acestea rapid, cu bani lipsa. Da, da, am fost anul trecut, cu anul ăsta, de fapt, sezonul trecut, secundul, unul din secundul lui Alexa, vreau să-i enumăr și pe Rai, din Maia Lăsci și Radu Lester, și la început a fost și Florin Pârbu și Mihai Lăbăda. Așa, vreau să-i număr pe toți cei care au contribuit din spațiul tehnic la promovarea echipei. Dar astăzi de Alexa am cunoscut niște momente unice. Alexa nu este numai, n-a fost numai antrenorul principal, dar este în continuare și prietenul meu foarte, foarte bun. Am avut o colaborare extraordinară, vreau să spun. În niște condiții destul de grele am reușit să promovăm practica. Chiar acum condiții grele, în Franța, de dată, au rămas neplătiți majoritatea salariaților. Nu au rămas, am rămas majoritatea salariaților, nu numai știu că pe noi, dar eu personal, dragostea mea pentru Rapid este enormă, a fost o mândrie și onoare să pot participa la această promovare. În rest, și toți ceilalți care au fost, antrenorii de la centrele copii și juniori și șase, care au fost scotați anul trecut, mafioși și toată lumea, nu știu care au fost motivele, probabil nu au fost bani, dar toată lumea a rămas cu mari găuri financiare. Să ne plătiți, nu ne întrebi. Sunt oameni care au fost alături de Rapid în Liga a doua, care sunt stat cum la fața noastră la ATP? Da, în primul rând, da, în primul rând, deci acesta este chiar loc, fiindcă doar o mână de oameni, exact o mână de oameni. În primul rând, este Horia Manoliu, care ne-a spus cu toții că era bun la FCU. Și cred că cel mai important numele meu este Nagy Popovici, care are 40 de ani, dar eu îl cunosc de când am venit la acest club la Rapid, mi-a adus aminte regretatul meu un copion, o mare legendă, o mare legendă, un rapidist adevărat, care din păcate s-a simț acum un an de zile, ca și patru meu din păcate. Când m-a adus la Rapid prima oară, m-a prezentat lui Nagy Popovici. Faptul că Nagy Popovici este lângă mine în acest moment, înseamnă enorm. Sunt de cum am născut. La noi toți în familie suntem rapidici, cum este și vorba aceea, rapidici, rapidici se naște. Când adevărații rapidici pentru mine, sunt de la un an, de la doi ani, chiar nu sunt bazni, că vin, că te duce părintele de la doi ani pe ele. Înainte pe mine m-a dus fata din USR, că m-a dus pe rapidici. Aduc aminte, am fost la meciul cu ce se trebuie, ce chiar cum mi-am aminte, îl văd pe Dobrin. Deci a fost singura mea dată când l-am văzut pe Dobrin când live. În rest, da, de la 7 ani, la 7 ani am venit prima oară pe Giulești ca și de Cotor. Și după acum ați evoluat ca antrenor, ca antrenor. După aceea am trecut prin toate etapele junioratului de la Rapid, de la junior, copii, junior și tineri speranțe, cum erau atunci, și pe la senior. Dar după aceea am venit antrenor la copii, iar antrenatul trecut, dar mai ăsta m-a testat cu din secundurile, la jumătatea campionatului. Lucrați și cu junior, am început cu grupa 2001? Da, am și grupa 2001, care este sunt o
foarte bun viața și pe copilul. Țin la grupa acesta enorm, pentru că au rămas cu toții în condiții destul de grele, au rămas alături de negativ, dorința lor mare și unică și nu trebuie să ne-au vizit. Copiii nu au nicio vină de pentru aceste fapte. Că tribunal, faliment, UFC, AFC, de așa mai departe. Ei când s-au apucat de fotbal, dorința lor a fost să la Rapid. Toți. Și a lor, și a părinților, și a celor de. Și de spun la Rapid, nimeni nu s-a apucat să-i vreau să zic la Rapid să mă îmbogățesc. O, și timpul asta a fost dorința lor. Acum, după intrarea în faliment, care încă este în pronunțare, a fost opțiun. Fiecare a fost liber să aleagă. Să aleagă între a pleca la alte cluburi sau a început să rămână să joace în alt biserică. Și majoritatea a rămas. Cam jumătate. Majoritatea au rămas cei de la Liga 5-a, la care suntem, grupa de 98, care a rămas alături de Cristian Dobre, care suntem împreună. Este cum rămas? Da, poate nu mi-a spus secund. Suntem împreună. Chiar nu trebuie neapărat să spun așa, și în grupa mea, și în grupe mai mici. Dar la cei copii, cum am spus, repet, dorința lor este să joace la Rapid. Și este o mândrie și o onoare. Chiar este. Dacă îi vedeți postările lor pe Facebook, la fiecare în parte de ce de care vreau să joacă la Rapid. Care sunt mai bine în jucătorii Rapid în vederea cu Sibirii la 5-a, media de vârstă 18-a, da, toți sunt tineri, cred că 2-96 născuți, grosul echipei format din copii de 98 și 99. Da, sunt câțiva jucători care chiar trebuie la vârsta lor. Unul dintre ei a copitat și cu echipa mare, a fost la multe antrenamente în trecut, cu Alberto, cu Alberto, o reclamă din Baret. Din Baret, da, este un Baret foarte, foarte bun în copii de lor. Am înțeles, la mine de toate jules, eu am sunt de mare. Este, mai ales pentru Liga 5, este filia mare, dar dorința noastră jules este miritic, magnetic. A jucat acolo este ceva aparte. Nu știu, indiferent cu cine e, în ce ligă, vă spun din propria experiență. Timpul, tot, știți, exact vorba scântă cu ei. De când prima oară este jules, mai cum se pătești, mai cum să nu te îndrăgostești. De noi să fim îndrăgostit de Rapid? Eu nu sunt îndrăgostit de Rapid, eu iubesc Rapid, pentru că este parte din viața mea Rapid. Cu Rapid v-am spus, cu Rapid m-am născut, cu Rapid îl am în sufere vicii noastre, orice s-ar întâmpla. Eu și toată familia mea. Să avem în direct va fi recondiționată din ce am văzut la televizor și în documentare și în ziar de peste tot. Luați în parcul de să vă faci la alt avion din comandările din trecut. Bineînțeles, asta am cazul care va fi recondiționat. Dacă nu, noi vom încerca să ducem tot acolo. Asta sunt detalii tehnice și financiare care chiar nu depășesc. Nu, dar să presupunem că este recondiționat. Unde veți vizita? Aveți un teren pe care îl iubiți, pe care îndrăziți? Nu. În afară de Giulești nu îmi îndrăziți nici pe toate nu se fac la fel. Că mai să veți găsi o cale de mizu, nu te dedica nici pe stadion din anul, nici... Vă dați seama că nu putem să ne vedem în Liga 5-a să jucăm pe stadionul. Nu, dar nu ne sunteți să ne spate la Liga 5-a. Nu, nu. Nu, să nu se formă. Am găsit exact cum a spus la voastră o cale de mizu și de care și din punct de vedere numai că Rapidul are o bază foarte frumoasă, pe Rapid, ca creștin, și nu este atât de mai de față, nu putem da câteva informații. Dar nu se face acolo. Momentan chiar nu știu care sunt efectiv detaliile noastre. Știu că este închisă baza pe Rapid, știu că sunt poate niște discuții. Mi-am dorit cu totul. Dar toate astea bază, ai bază de milioane de acolo. Este. A fost construită de George Copos cu Mircea Lucescu, în 98, dacă nu mă înțel, a fost cred că cea mai frumoasă bază la momentul respectiv și acum, dacă ar fi reamenajată, cred că tot așa ar fi.
chiar întrebare pe care să fac că sunt foarte multe datorii acolo din nou comunitarii, dar îmi pare să te cadă la întrebare. Sunt datorii de câte știu. La curând, da, din 5 ani de ani. Apa. Mă rog, în viața mea, pe cea dată de București, ori am mai mult prezintul executiv. Da. Vom da viața în prezintul de analitic. Și datele copilului, pe cea dată mai mult. Da. Vom da viața în gazeta la acest tip, a început să vedea să trăiesc mult de finanțare. Deci, până la Manoliu, președintele executiv, nu se preocupă de aceste detalii. Rolul este să întâlnesc echipa. Noi am fost la o masă, alături de domnul Diaconu de ziua Vântului. Ne-a spus că ne acordă tot sprijinul. Mai departe, când vorbeați cu președintele, nu îi pot să mai multe lucruri. Alături de asta, de fapt, după ce l-am întrebat pe zonatul terapist, sunt implătiți sau viață din dragoste pentru atât? Din dragoste pentru dragoste pentru atât. Deci l-am început prima linie. O primă lui s-a dat la începutul campionatului, atunci s-a făcut, în cască, când a ajuns și alt oamenii de noi, pe care îi așteptăm cu drag, dacă vor să implice, nu se vor mai da. Altfel, nimeni nu le-au fost promise lucruri de care nu ne am ținut de cuvânt. Nu se fac promisiuni generale la început de lume, nu se fac nimic. În România chiar se fac, care nu sunt onorate. Noi nu le-am făcut. Păi mai bine, am făcut doar ceva în toate domenii. În toate domenii. Ce ați schimbat din avantul mai de față în fundul românesc? De ce nu vă place? În primul rând, bază. Baza însemnând copiii generoși. Deci când văd pentru mine, când văd cluburi precum Steaua, precum Dinamo, să nu mai zic de noi, care au centru de copii din mergi, de n-au pe unde să se antreneze, închiriază fel de fel de stadioane, copii fără minge, copii fără echipament. Deci toate, asta este cea mai mare problemă a fotbalului, din punctul meu de vedere. Deci este inadmisibil, adică au luat o amploare școlile particulare foarte, foarte mult. Este chiar ca un lucru foarte, foarte util, ca să spun așa, dar se pierd tradițiile. Uitați cum au dispărut echipe pe cum progresul și sportul, acum încearcă și ei să fie... Dar sportul se întâmplă în Liga 4. De 4 ani, da, sunt în Liga 4 și progresul și sportul. Eu mă aduc aminte când eram junior, aveam niște meciuri extraordinare cu aceste lucruri. Dar v-am spus, sunt cluburile mari de tradiție ale României și ale capitalei, care efectiv se confruntă cu aceleași probleme. Cu tot. De la bani pleacă? De la bani, de baza materială. Am fost în aprilie, parcă la un curs pe la Maia, pur și simplu, când am plecat acolo, chiar mă gândeam. Am vrea să rămâne pe acolo, să nu mai întoarce. Ideea de baza al pregătirii, un centru de masă, unde mănâncă jucătorii, o familie, chiar o familie. Jucătorii români tineri chiar sunt talentați. Sunt talentați în toate regiunile țării. Degeaba poate spune unul că nu e neapărat să ai teren și minge. Chiar este, nu așa consider, chiar este un lucru foarte, foarte important. Una este să întâlnesc un sintetic de 4 de metri, una este să întâlnesc un teren mare. Dumneavoastră, unde v-am întâlnit? Să un sintetic sau să la Rome. Momentan. A spus că soile private, că de fapt am început să se ridice în sănătate. Da. Se implicează cu mai mult. Sunt deja foarte, foarte multe. Cred că sunt în proporție efectiv majoritară. Aici poate intervine o problemă cu soile private, pentru că dacă sunt private, de mult trebuie să plătești să te antrenezi acolo. Da. Da. Și poate unii oameni nu au bani să își trimite copii să se antreneze la soi private. Da, da. În ziua de azi, de exemplu, mulți părinți spun la ce să mai duc
să mai duc eu copilul la, nu știu, un cobanume, care este în partea cealaltă a Bucureștiului, cât mai bine îmi duc peste drum la unde am școala privată, ies din bloc și se duce timp. Deci comoditatea, lipsa de timp, cam toate astea duc la acest fapt. Apoi, de fapt, poți crea cine să băiești? Da, la fel, chiar creează. Nu poți fi. Chiar creează, în momentul de fapt, sunt destul de cluburi care nu sunt bune, care creează, care sunt foarte, foarte bune. Și eu vreau să te antrenez la acest rapid la vina la 2001, și eu vreau să te antrenez la acest garanția, la un exemplu. Da, depinde, dar poate numele care v-ați spus dumneavoastră are condiții mult superioare, și nu văd unde ar fi diferența. Diferența ar fi doar de nume. Dar sunt chiar, cel puțin față de noi, sunt multe cluburi care sunt mult superioare la... Aia de facilită. Superioare, fără, din păcate. Vreau în plus de facilitatea, pentru că s-a amânat atunci era plus de facilitatea. Din ce motiv? Da, s-a amânat lucrul de care trebuie să fie de lucrul de lucrul de lucrul de lucrul de lucrul. Cei de la Galaxia am înțeles că joacă și la echipa poliției, dacă nu mă încerc, și au spus că nu pot prezenta decât 6 jucători. Noi am vrut să fim oameni cu o mai subțire, ca să spun așa, și l-am amânat la cei de la expresă a lor. Uitați să fie la mărțare. Da, și la mărțare. Cu trebuie. Ați câștigat în majoritatea meciurilor, la Federația 2005, dar că ați pierdut în Cupa României cu echipa de la Lucă Mărânt, care a jucat pe Sărbun. Da, am pierdut atunci și am fost 3-3 după 120 de minute, 2-2 după 90, 3-3 și am pierdut la penalti. Copiii atunci s-a arătat lipsa lor de la experiență. Vreau să îmi spune dacă e adevărat în următoarea afirmație. La penalti, ce e loterie la fotbal? Da, eu nu cred că e loterie. Eu chiar nu cred că este loterie, pentru că acolo intervin mulți factori. Perioada asta, în primul rând. Și este una să bați penalti la 0-0 minutul 90 și una să bați la 5-0. Nu, dar eu nu înțeleg cum poți rata la o poartă de 7 metri. Cum poți rata? Chiar nu înțeleg. Că e destul de mare poartă. Se ratează și de la un metru, înapoi de la 11. Bun, din păcate, suntem pe finalul emisiunii. Vreau să transmiteți un mesaj tuturor rapidiștilor, chiar dacă susțin AFC sau chiar dacă nu susțin, ce ar trebui să facă ei în continuare, cu dragostea lor pentru Rapid? Dragostea pentru Rapid este ceva aparte, este unică. Noi, rapidiștii, noi nu suntem suporteri, noi suntem mult mai mult decât atât. Noi suntem fanatici, iubim Rapidul până la extaz. Sunt sigur că orice rapidist are în casă un fanion, un fular, o poză. Rapidiștii sunt unici, indiferent de vârstă sau de sex. Dragostea pentru Rapid trebuie să dăinuie. Rapidiști, uniți-vă și faceți totul ca acest spirit unic să nu moară. Să dăinuie. Că de murit nu o să moară niciodată. Rapid este în inima fiecăruia dintre noi. Chiar este farmecul vieții. Deci credeți-mă, sunt sigur că toți acasă și eu inclusiv îmi pun seara pe YouTube câte o melodie, câte un refren. Sunt multe, multe chestii. Tot trebuie să fim alături de Rapid, necondiționat. Deci, cu alte cuvinte, să vină la meciurile Asociației Fotbal Club Rapid, pentru că, până la urmă, îi văd stadionul Giulești și acest spirit. Resimt acest spirit. Momentan așa este. Dar încă trebuie să nu uităm nici data de 9 noiembrie, dacă nu mă înșel, când poate la tribunal, printr-o minune, Rapidul poate din Liga 5 va ajunge în Liga 1. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem duminica viitoare. Nu uitați că suntem în fiecare marți la 1:30. Ne puteți urmări și pe Facebook și pe YouTube. La revedere!